Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că a stabilit strategia de campanie pentru alegerile din vara acestui an. Șeful echipei de campanie a PNL la nivel de județ este fostul viceprimar al municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc. Am desemnat toți candidații de primari în județul Suceava în toate cele 114 unități administrativ-teritoriale. După cum știți, ultima a fost la. Rădăuț, în persoana lui Cătălin Miron, care a fost validat de Comitetul Județean Executiv săptămâna trecută. Deci avem toți candidații în dispozitiv. Gheorghe Flutur a declarat că le-a cerut candidaților PNL la funcțiile de primar să identifice investiții pentru crearea de noi locuri de muncă. O particularitate în oferta candidaților de primari pe care am cerut-o în mod expres este identificarea de investiții și locuri de muncă în fiecare localitate. Noi mergem pe strategia următoare. Suntem adepții să continuăm marile investiții de modernizare drumuri, apă, canal și a capitole de infrastructură, dar cerem candidaților de primar identificarea de investiții pentru crearea de locuri de muncă, fie și două, trei într-o localitate, dar ăsta este scopul Partidului Național Liberal, să revitalizăm județul Suceava în ceea ce privește creerea de locuri de muncă și în special pentru tineri. Pentru prima dată de la demararea pregătirilor pentru campania electorală din vara acestui an, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a vorbit despre rolul important pe care îl are Universitatea Ștefan cel Mare în dezvoltarea județului. Flutur a mai declarat că vrea să relanseze procesul de modernizare a județului. Principalele direcții de acțiune pe care ne vom axa. În primul rând, este vorba de A sau primul, modernizarea infrastructurii în județul Suceava și vorbim de o paletă largă de infrastructură, fie că este vorba de infrastructura de transport, drumuri, căi ferate, aeroport. Nu vreau să țin astăzi în conferința de presă mai multe lucruri despre, această, despre acest domeniu. Infrastructura de utilități, că e vorba de apă, canalizare, telecomunicații și așa mai departe infrastructura școlară, sanitară, culturală, turistică, și aici vor fi strategii pe fiecare domeniu în parte. A doua, a doua direcție mare pe care o avem în vedere este vorba de punerea în valoare mai eficientă a resurselor naturale a județului Suceava și a zonei. Și mă refer la tot ce înseamnă resurse naturale, la turism, mă refer la resursa umană. Insuficient valorificată, și normal cu asta vom începe, resursa umană, și accentuez prioritatea pe tineret. Președintele PNL a mai spus că ar vrea să dezvolte parteneriatul cu județul Botoșani ca să atragă fonduri europene direct de la Bruxelles. Sunt niște lucruri pe care vreau să le tratez la modul foarte serios, și de aceea cred că mandatul nostru pentru perioada următoare, dincolo de preocupările de bază, Că trebuie să faci apă, canal și e fire să faci drumuri, să gândim într-o etapă superioară cum rezolvăm această problemă: deficit de venituri. Zona noastră este la jumătatea PIB-ului față de cel, județele din Ardeal și nu este în regulă. Constatăm și parcă e așa o contemplare generală că ne pleacă oamenii, ne pleacă tinerii, dar mare lucru nu se face. Președintele PNL Suceava îi cere guvernului să găsească soluții pentru o șosea rapidă care să lege orașul Roman de orașul Siret.